Salut tuturor și bine v-am găsit! Azi să vă arăt un nou lucru care a apărut acum în Blender, se numește Profiluri. Dacă v-ați uitat la un videoclip de-al meu mai de mult, primele mele videoclipuri despre modelare 3D, ați putea vedea că puteți folosiți profilurile pentru a influența felul în care se face rotunjirea folosind bevel. Bun, hai să vă arăt. Bun, asigurați-vă că aveți versiunea 2.82 sau mai sus de 2.82. Ca să funcționeze. Dacă aveți o versiune mai mică, nu o să funcționeze pentru că nu există implementată în Bevel. Bun. Hai să începem. Intrăm în Edit Mode. Selectăm pur și simplu cum facem noi de obicei să dăm un Bevel. Hai să selectăm asta, să zicem că vreau să fac Bevelul ăsta. Să zicem că nu-mi convine profilul ăsta. Felul cum se face Bevelul la acest Edge. Ce putem să facem? Pur și simplu apăsăm aici jos, în partea stângă de jos Bevel. Și aici avem niște chestii care putem să modificăm. Jos de tot avem Custom Profile. Ăsta este lucrul care s-a adăugat acum recent pentru Bevel. Acum că apăsăm click, putem observa că acest Bevel al nostru s-a făcut plat. Și acum avem chestia asta de aici, care se aseamnă foarte mult cu Photoshop-ul. O funcție din Photoshop. Dacă dăm click, putem observa că putem să schimbăm un pic profilul la Bevel. Bun. Cu cât apăsăm mai multe clicuri aici pe linia asta, putem crea mai multe schimbări în profil. Așa, îl fac așa. Probabil vi se pare că este prea low poly ce avem noi aici. Dacă e, putem să mărim segmentele. Yes. Așa. Să zicem că este profilul nostru. Probabil vrem pe partea opusă să facem la fel. Ce putem să facem noi? Pur și simplu apăsăm click și apăsăm bevel. Și automat veți vedea că s-a păstrat ce am făcut noi adineauri. În Blender, cum să vă zic eu, când creezi un profil, acest profil rămâne până îl ștergi. Deci, acum că am făcut chestia asta, a rămas. Bun. Dar probabil nu vrem să folosim mereu noi chestia asta, așa că ce putem să facem noi? Aici, în partea din stânga, putem observa că avem preset. Așa? Și aici avem niște opțiuni. Default înseamnă ce am văzut noi adineauri, chestia aia plată. Mai avem câteva chestii care sunt date de Blender, cum ar fi Support Log, Coarse Molding. Chestia asta se folosește, să zicem că vrei să faci acea ramă de la ușă, de la un tablou, probabil ceva de mobilier. Este foarte util. Ce mai avem aici? Crown molding, da, și steps, stere, scări. Da, dar probabil nu prea o să aveți nevoie așa de chestiile astea, așa că vă veți crea propriile voastre versiuni. Mergem înapoi pe default și probabil vi se pare că nu prea vă ajută așa să vă uitați așa și să vă uitați și așa. Dacă vreți o idee mai bună, puteți să apăsați 5.1. Sau 5.3, depinde cum aveți voi orientat cel mai bine obiectul. Să vedem care cum convine mie cel mai bine. 5.2, stai. 5, hai că las pe 1. Bun. Aici mă pot uita când fac aici desenul. Să zicem că vreau așa, să vreau un pic așa. Probabil nu e chiar perfect. Îl las așa. Super. Și acum, cum v-am zis eu adineori, se păstrează chestia asta până îl scoatem. Magnific. Ce mai pot să vă arăt eu acum? Cam atât ar trebui să fie despre bevel. Ce aș mai putea să mai vă arăt? Mai facem aici un bevel. Asta îl ștergem. Ce mai puteți mai adăugăm pe aici? O chestie interioară, poate. Să intre un pic în interior, scădem un pic segmentele, că nu avem nevoie. Da, nu prea avem cine știe ce lucruri să vă arăt, dar este bine de știut că aveți această posibilitate să faceți în Blender. Mie îmi place foarte mult chestia asta, că eu foloseam în mod o chestia asta foarte des și îmi plăcea extrem de mult. Pur și simplu desenam, dacă îl memoram, îl foloseam în altă dată. Da. Și aici mi se pare că avem și posibilitatea să le memorăm, dar încă nu cred că avem posibilitatea să
Sau nu știu eu exact cum se memorează, o să mă interesez eu. Da, nu prea avem cine știe ce. Aici pot să schimb un pic cum este linia. Aș putea să resetez. Da, nu e cine știe ce. Oricum, asta e cam tot ce vreau să vă arăt despre profilurile astea pentru Bevel. Sunt foarte utile. Cam atât. Dacă v-a plăcut acest videoclip de azi, nu uitați să dați like, subscribe și să poate un mic share. La revedere!